Așa cum vă spuneam într-una din serii, lucrez la un eseu mai mare despre psihoza teroristă din decembrie și știind un cititor care e și anticar, am dat un soi așa de chemare în țară să-mi facă rost de niște ziare de după decembrie 1989. Până la urmă mi-a adus, aici e un snop, nu costă. Am aflat că, de exemplu, un exemplar din Scânteia Poporului din 20 decembrie s-a vândut la licitație cu 150 de euro. Totuși am făcut și eu rost, nu chiar la 150 de euro, de două piese foarte importante. Aceasta este, vedeți, Libertatea din 22 decembrie 1989, primul ziar la Liber, l-am mai invocat. Scrie aici ziar al Frontului Renașterii Naționale, încă era la ora 2, nu devenise Frontul Salvării Naționale. Este un edit și aici, uitați aici, prima pagină, așa, un text din ăsta: cetățeni, frați români, am învins, tiranul a fost învins, Ceaușescu și clica lui odioasă au fost înlăturați de voința și puterea poporului, puterea este în mâinile poporului. Mă rog, așa ziceau ei. O altă piesă foarte importantă este această Scânteia Poporului. Știți că Scânteia a devenit în după amiază zilei de 22 decembrie, Scânteia a Poporului. Mă rog, dimineața, în ediția dimineața, era lui Ceaușescu, acum a devenit a Poporului. La Scânteia vedem, eu i-am zis, stilul chemărist. O să vedeți aici niște titluri din ăstea tari. Uitați aici: dușmanii țării, trădătorii poporului. Asta e duminică, 24 decembrie 1989. Mai ucigași, este cu teroriștii, decât ucigașii, mai vandali decât vandalii, cetățeni, membri ai formațiunilor grăzilor patriotice, alăturați-vă și acționați cu toată hotărârea împreună cu unitățile armatei noastre. Toți cei ce pot folosi o armă, la arme. Vă imaginați? Asta era, făcea parte din psihoza teroristă.